Autoritățile au decis la nivel național ca în școli elevii să poată fi testați împotriva COVID-19 dacă aceștia prezintă simptome. În acest caz au fost reglementate situațiile în care se aplică testul. În legătură cu testele rapide, dacă ne va da inspectoratul școlar, pentru că încă nu facem parte din pe listă, așa, trebuie să chemăm părinții la școală în cazul în care unui copil observăm că ar avea simptome, așa, sau îl ducem la izolatorul din școală. În momentul respectiv, părintele trebuie să vină să ia copilul, să meargă cu el la dispensarul medical și după caz medicul decide dacă la dispensar sau deprimit, să le primim, le depozităm în școală. Dar copilul cu părintele probabil că merge cu testul la dispensar sau la medic, la un asistent medical, cel puțin. Încă din prima zi de școală, testele au fost distribuite în unitățile de învățământ din județ. În cursul zilei de ieri au fost distribuite testele rapide antigen. Și noi nu aveam neapărat o competență în a distribui așa ceva, dar noi de fiecare dată când suntem solicitați dăm o mână de ajutor. Și atunci un reprezentant de la noi, de la ISJ, a mers la DSP. Noi recunoaștem că am făcut, de fapt, planificarea școlilor pe intervale orare și demersul a fost foarte bine organizat, astfel că ieri s-au distribuit, mi-a spus doamna director Honțaru, chiar acum câteva minute înainte să mă întâlnesc cu dumneavoastră, că s-au distribuit undeva între 26.000 și 27.000 de teste. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Argeș, toate unitățile vor primi teste antigen. Aceste testări vor fi făcute de medicii școlari, de medicii de familie, asistenți medicali și comunitari, care vor fi instruiți în mod special. Toate unitățile de învățământ vor primi teste rapide antigen. În unitățile de învățământ în care nu există un cabinet școlar, testarea va fi făcută de personal specializat, de regulă medicii de familie. Testele sunt sigure, odată ce sunt făcute și de niște cadre specializate, bineînțeles că nu există dubii legate de validitatea lor. Și este bine pentru că, având la dispoziție aceste teste, se pot depista foarte repede simptomaticii, pot fi izolați și, bineînțeles, să se aplice măsurile în aceste cazuri, conform anchetei epidemiologice. Potrivit protocolului de testare, în cazul în care un elev este identificat cu temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius sau cu simptome sugestive COVID-19, se anunță responsabilul desemnat de unitatea de învățământ și personalul medical al unității de învățământ. Elevul este îndrumat în încăperea desemnată ca izolator, unde se izolează și este monitorizat. Se verifică existența acordului informat al părintelui, reprezentantului legal al elevului minor, pentru testare rapidă antigen și sunt anunțați părinții sau reprezentanții legali ai elevului. Dacă există un acord din partea părintelui, reprezentantului legal al elevului minor sau acordul scris al elevului peste 18 ani, se efectuează testarea pentru COVID-19 utilizând un test antigenic rapid. Testarea se efectuează de către asistentul medical la recomandarea medicului unității de învățământ sau la reprezentantului DSP sau de către medicul unității de învățământ. În cazul în care testul este pozitiv, se demarează ancheta epidemiologică.